Ziua de 10 mai înseamnă Ziua Regalității. Această zi a devenit o sărbătoare națională pentru toți românii, astfel că pentru sărbarea celor 150 de ani de regalitate, azi au fost organizate ceremonii și depuneri de coroane de flori. Pe 10 mai 1866, principele Carol I a fost proclamat domnitor al românilor. 15 ani mai târziu, în 1881, acesta devine rege, iar România era proclamată monarhie. Acest vot a hotărât situațiunea. Nu mai e nevoie de niciun comentariu. În stare de rezbel, cu vechile legături rupte, ce suntem? Suntem independenți! Suntem națiune de sine stătătoare! Începând cu domnia lui Carol I, ziua de 10 mai a fost sărbătorită de românii ca zi națională. Cei 48 de ani de domnie ai lui Carol I au marcat o etapă de mari progrese pentru România, în plan demografic, economic, social, administrativ, politic și cultural. Dar alteța sa regală confirmă în același timp greutățile prin care românii au trecut. Au fost cei mai grei și cei mai binecuvântați ani din istoria noastră. Niciodată nu am avut mai multe sacrificii și suferință, dar niciodată nu am avut parte de mai multă dezvoltare și libertate. Cu prilejul acestei sărbători, în capitală și la Castelul Peleș au fost organizate mai multe evenimente de comemorare. Custodele coroanei, principesa moștenitoare Margareta, a onorat cu prezența ei festivitățile desfășurate. Ulterior, familia regală a depus flori în fața statuii lui Carol I. Renumita petrecere în grădină va fi punctul culminant al zilei, festin la care sunt așteptate personalități culturale și diplomatice, dar și cetățeni.